Obștea monahală a mănăstirii Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Aninoasa, județul Argeș, a primit astăzi binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal. Vine credincios la biserică cu pomelnic, fără pomelnic, se roagă acolo în fața icoanei, în sfârșit își spune oful lui Dumnezeu. E bine până aici. Crede că Dumnezeu e rezolvă problema. Plecând din biserică, mergând, se întâlnește cu vecina Victoria și spune: m-a rugat la Dumnezeu să-mi ajute cu tare, dar în loc să-i spună: roagă-te și tu pentru mine să-mi ajute Dumnezeu, spune: oare, când pui pe acest oare, mi-ajută Dumnezeu sau e așa, nu știu, nu m-a aruncat de ajuns, nu m-a... Dar ce aveți impresia când îi dați bună ziua lui Dumnezeu, nu primește acest salut și îți mai pui îndoială dacă l-a primit sau nu? Noi mergem cu credință la biserică să rezolvăm problemele, dar noi cu gândirea noastră sumară tăiem și distrugem credința cu care ne-am rugat lui Dumnezeu. Să nu ne mirăm deloc când avem răspuns la rugăciunile care le facem. Când cereți ceva de la Dumnezeu, vă rog să mă credeți pe cuvânt. V-ați rugat în seara asta? Mâine dimineață primiți rezultatul, dar să credeți, nu vă îndoiți nici o secundă. Așezământul monahal a fost construit în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Lăcașul de cult a fost pictat în tehnică frescă de Sfântul Cuvios Pafnutie, iconarul cunoscut în timpul vieții cu numele de Pârvu Mutu.